Indiferent în ce zona orașului Giurgiu ai ajunge, acum este aproape imposibil să nu găsești cel puțin un șantier în lucru. De la reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere până la lucrările din jurul cetății Mircea cel Bătrân și până la ridicarea celor două centre comerciale care se vor deschide în 2023, unde privești vezi lucrări, iar Giurgiu pare fi cu totul un mare șantier în lucru, în timp ce oamenii sunt preocupați în a-și căuta rutele ocolitoare cele mai bune. Dar să le luăm cu calm pe rând. Primele lucrări despre care vorbim sunt cele care se derulează la viitoarele centre comerciale din Giurgiu, Shopping Park și Aurora Mall. Primul este situat pe bulevardul academician Miron Nicolescu și se va întinde pe o suprafață de 7000 de metri pătrați. Aici, constructorul a anunțat faptul că spațiile au fost deja închiriate de branduri precum Hervis, New Yorker, Noriel, Flanco, Diem, dar și de unul din cele mai cunoscute fast food-uri, KFC. Al doilea centru comercial îl vom avea pe bulevardul Mihai Viteazu, lângă supermarketul Lidl. Acesta va avea o suprafață de aproape 3 ori mai mare decât celălalt. Mai exact, vorbim aici despre 20.000 de metri pătrați, din care 5.000 vor fi ocupați de un supermarket. Lucrările sunt avansate, dat fiind faptul că deschiderea celor două centre comerciale se dorește a fi făcută în luna martie anului viitor. Mergem mai departe, pe strada Tineretului, unde pe prima jumătate din cel de-al doilea tronson se întinde stratul de balast iar în cea de -a doua jumătate, având în vedere starea deteriorată a terenului de fundare, sunt efectuate extra-excavații și blocaje de piatră spartă. În această zonă, potrivit primăriei municipiului Giurgiu, sunt întâmpinate probleme majore din cauza numărului mare de cămine, a diferitelor conducte și cabluri electrice din perimetrul săpăturilor. Următorul șantier în lucru găsim pe strada Gării, pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu de la intersecția cu șoseaua Alexandriei și intersecția cu strada Ramadan-Bălănoaiei. Aici se lucrează la borduri, trotuare și montarea căminelor pentru captarea apei pluviale. Potrivit primăriei municipiului Giurgiu, în această zonă se preconizează că în jurul datei de 15 noiembrie va începe turnarea primului strat de mixtură asfaltică. Trecem mai departe, dar nu foarte departe, ci pe strada Ramadan, unde au fost demarate lucrările pe tronsonul cuprins între șoseaua Sloboziei și strada Nucului. Prima etapă a lucrărilor constă în spargerea betonului extrem de deteriorat. Apoi se vor face excavații. Un alt șantier în lucru îl găsim pe strada Petre Ghermez, Dar aici șantierul pare a fi pe final, lucrându-se la ridicarea în cotă a capacelor căminelor de canalizare și la trotuare, urmând ca în data de 15 noiembrie să fie turnat stratul de uzură. Dar nu ne oprim aici, mergem mai departe, la cetatea Mircea cel Bătrân, unde gradenele și zidurile de sprijin au fost realizate în proporție de 70%, iar la scările de acces a început executarea fundației de balast. Tot aici găsim și trei dintre aleile pietonale realizate în proporție de 40%. Știrea se apropie de final, dar nu înainte de a vă spune că lucrurile sunt avansate și la portul de ambarcațiuni mici, unde a fost finalizată rampa de ridicare a embarcațiunilor și pereul drumului de acces, iar în curând va fi demarată execuția construcțiilor de pe platformă. Dacă am uitat vreun șantier, să ne fie cu iertare și până la cele viitoare, vă urăm succes la rute ocolitoare!